Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară vreau să aduc în atenția dumneavoastră o problemă stringentă pentru comunitate. Este vorba despre criza gunoaielor din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj, urmare a suspendării activității depozitului ecologic de la Târgu Jiu. A fost o situație care a fost oarecum clarificată de APM Gorj. Vreau să discutăm pe larg ceea ce se întâmplă. Sunt primari nemulțumiți, sunt cetățeni bucuroși, dar și alții foarte nemulțumiți de situație. Se discută că vom plăti un gunoi mai scump și se discută chiar dacă avem unde depozita gunoiul în următoarea perioadă. Invitatul meu din această seară este Luis Popa, director în cadrul Consiliului Județean. Este vorba de un serviciu, o să spun doar inițialele, SJDGAS Gorj. Bună seara, domnule Popa, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Bună seara și mulțumesc de invitație. Vreau să fac o subliniere înainte să începem discuția. Rog. Nu sunt avocatul nimănui să se înțeleagă de la început acest lucru, deoarece am văzut că în ultima perioadă mulți spun că sunt avocatul lui X sau lui Y. Nu sunt avocatul nimănui, Mă interesează doar situația de din tot județul Gorj, nu mă refer adică doar la municipiul Târgu Jiu. Acum vorbim de tot județul Gorj. Cu siguranță. Eu v-am chemat aici pentru că dumneavoastră cred că înaintea oricărei persoane din județul Gorj cunoaște situația în amănunt și vreau să ne-o explicați încă de la început, de la deschiderea depozitului, unde s-a greșit și ce se poate repara în momentul de față și apoi ne centrăm pe ceea ce se întâmplă chiar în aceste zile. Păi nu, știm foarte bine că acest depozit funcționează în municipiul Târgu Jou, din anul 2000. Dacă e să facem o analiză asupra acestui depozit, au fost anumite probleme legate și de contract. Știm foarte bine acea poveste cu cantitatea de deșeuri care trebuia primite în acest depozit, cantitatea de garantată de administrația publică locală prin acea licitație făcută în 2007. A fost problema cu Alba Iulia, au fost, au fost mai multe. De-a lungul timpului, de -a lungul în, timpului, în, ultimul timpului. An, în ultimii da? ani. Dar în problemele anii. au apărut practic în ultimii trei ani. De mai devreme? De asta vreau să spunem. de aproximativ 3 ani de zile nu mai lucrez la acest uh, depozit. Uh, din punct de vedere al serviciului pe care l-am, am mai ținut legătura cu operatorul, dar m a legătura... ajutat În ai ajuta într-un fel sau altul? Nu, pentru nu, că... Nu, să nu, să nu să spunem cuvântul ai ajuta, pentru că uh, sunt anumite persoane care înțeleg al greșit când spui ai ajutat. Ca ajuta. ca ați putea influența nu, sau am legătura cu acest depozit, datorită activități pe care le și în cadrul Consiliului Județean, să văd ce cantitate de deșeuri primesc în fiecare lună, inclusiv am început anul trecut să facem acel plan de gestionare a de deșeurilor la nivelul județului și am avut nevoie de informații de la acest depozit, informații care ne am cerut și noi Consiliul Județean și Agenția de Mediu și Garea de Mediu și proiectantul care a făcut acel proiect. Deci am ținut legătura din punct de vedere administrativ, cu acest depozit. Ce au făcut dumneavoastră acolo, în incinta depozitului, cu acele investiții, stații de biogaz, sau ce trebuie să facă, am Nu semeni. ați încercat să le transmiteți, nu. Nu intră, însemnau acest nu lucru, însemna. dar nu ați încercat să le transmiteți totul și vedeți că este o problemă. și trebuie da, de să devină o problemă. Deci, de fiecare fie dată de când acolo. cetățenii din zona Slobozia Special uh, semneau astfel și... de probleme, îi sunam și le spuneam, vedeți că, uite, m-a sunat oameni din Zlobozia, aveți o problemă în depozit, miroase. De fiecare dată am încercat să țin legătura între cei care m-au sunat și mi-au semnat aceste lucruri și să le transmit aceste probleme operatorului de la depozitul ecologic, atât de la cel care conduce depozitul pe plan local, cât și la conducerea de la nivel național. Vreau să vă întreb ceva. Am avut aici invitat în studio pe domnul Adrian Tudor, consilier local din partea Partidului Verde. să ne spunea o situație care mie mi s-a părut destul de ciudată la acel moment, legată de acest contract care există în momentul de față între Municipalitate și Polaris. să spunea că pe parcurs, și este adevărat, contractul a fost uh, completat cu niște acte adiționale pe care spunea dânsul, consilierii uh, nu ar ști de ele. Adică uh, se completa contractul cu tot felul de clauze de care municipalitatea sau cei care sunt aleși în acest organism de conducere nu ar fi știut. Vreau să subliniez faptul că dânsul a fost și viceprimarul localității, deci într-un fel sau altul trebuia să aibă acces la mai multe informații decât un simplu consilier local. Ce știți de aceste adiționale? Nu treceau prin Consiliul Local? Am văzut acea emisiune, mie nu place să intru în uh, discuții cu nimeni și cred că ați văzut de-a lungul timpului că nu prea m-am contrazis cu nimeni. Cu toate că au mai fost nu persoane o care m-au mai fost persoane care m-au jignit și public, m-au făcut în toate felurile, dar niciodată n-am ieșit să răspund. Am văzut și acea emisiune, până în 2018, dacă nu mă înșel, au fost încheiate șase acte adiționale la acel contract. Cele mai importante acte adiționale ce țin de acest contract au fost încheiate pe perioada când eu nu eram director la acel depozit, inclusiv actul adițional numărul 2 prin care se spunea clar că dacă nu se, aduce, nu se atinge acea cantitate, cantitate da. de deșeuri, se poate aduce din alte părți. Repet, în s-a încheiat acel act adițional număr 2, eu nu eram director la acel depozit, firma unde am lucrat înainte nu cumpăra acel depozit. Ce pot să vă spun și asta știu sigur, toate actele adiționale au fost trecute prin Consiliul Local. Deci nu pot să spun consilierii, foștii consilieri și o parte dintre actualii că sunt pe lângă acest subiect, adică că nu au avut nicio legătură cu acest contract. Din potrivă, Puteți să luați, au spus, au unii dintre ei au și ridicat mâna pentru el. Puteți să luați, de exemplu, actul adițional numărul 2, dacă nu mă înșel, semnat undeva în 2009, februarie 2009, actul adițional prin care se permitea aducerea deșeurilor din altă parte, repet, când Luis Popa nu era angajatul acestui, nu se ocupa de acest depozit, când nu avea treabă cu acest depozit. Și scrie clar acolo pe acel act că a fost votat în unanimitate de cei 21 de consilieri sau 23 de la urmă. Deci mai mult, au fost, a fost votat în unanimitate de toți consilierii din fostul legislativ. Da, să vă spun, am văzut anumite discuții legate de acest subiect. Repet, nu vreau să fiu avocatul nimănui. Nu, da? eu vreau doar să mă lămuriți, Dar, pentru că uh, eu la acel moment n-am știut să dau un răspuns uh, domnului Adrian Tudor, pentru că nu eram în cunoștință de cauză și de-aia încerc cumva să-mi fac cum e, imaginea nu completă. Nu mai căutăm, uh, așa vă, doar. haideți să nu mai căutăm vinovații. Nu caut vinovați, da? Nu, Ideea să nu fiu să, înțeleasă greșit. Să, 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 să că această problemă trebuie rezolvată neapărat. Dar mai văd ales aleși locali care acum arată cu degetul, sau acum spun că ei n-au știut, sau acum ia să public și spun că de ce se aducă gunoaie, în condițiile în care ei au aprobat acest contract. Adică să fim serioși, U, și oamenii din Slobozia sunt de bună credință, dar Corect. nu știu dacă știu această situație. Adică nu putem să arătăm cu degetul doar spre un singur vinovat, dacă și e să facem acest lucru. Și totuși arată spre dumneavoastră, de. Și în perioada în care conduceați societatea, lucrurile au fost bune și au fost pozitive. Gunoiul se N-am avut o criză a gunoiului până acum în municipiul Târgu Jiu și situația este oarecum specială, să zicem. Dar lucrurile bune întotdeauna se uită și se accentuează doar cele rele sau cel puțin trebuie cineva să fie scos țap ispășitor. Eu sunt, v-am spus, de-a lungul timpului am trecut prin multe astfel de situații, nu doar în Jiu și în alte zone unde mi-am desfășurat activitatea iau cazul în septembrie 2000, chiar astăzi mă uitam la amintiri pe Facebook și mi-a părea că în urmă cu 3 ani de zile, nu, în urmă cu 4 ani de zile, aveam probleme cu ridicarea deșeurilor, adică erau blocat sistemul de ridicare în Telorman. Deci am trecut prin și de mai multe lume. județe, nu da. doar aici. Uh, și exact cum am și spus -o, cred că am fost printre singurii care am tras un semnal de alarmă în urmă cu două luni jumate, când iar chiar m Chiar aici la ora de da, când iar foarte multă lume m-a acuzat că țin apărarea, nu știu, depozitarului i am spus o și -o repet, eu nu țin apărarea nimănui au greșit, foarte bine s-a dat această decizie, a fost activitatea suspendată. Ce au greșit să repare această stație de biogaz. Corect. Deci, încă o repet. Dar eu am spus-o de atunci, eu știu ce înseamnă să închizi un depozit, să n-ai activitatea la unui depozit și știu ce înseamnă să stai cu gunoile neridicate. Și ce am corect, spus în urmă cu două luni și ceva, Uite că se acum. Adeverește. Ajungem la situația de acum. APM Gorj ia o decizie bruscă pentru noi, populația civilă. Pare că vine în sprijinul cetățenilor din Slobozia care au făcut 8-9 proteste deja în municipiul Târgu pentru a avertiza că ei nu mai pot, că aerul este irrespirabil. Toată lumea este de acord cu această problemă. Și totuși ea o decizie bruscă care vine în ajutorul acestor oameni și oarecum ne aduce un de serviciu nouă tuturor. Lucru care se vede acum în aceste momente, deși la acel moment toată lumea a aplaudat această, această decizie. Decizia APM, în opinia dumneavoastră, vine pentru că APM-ul acum s-a trezit, pentru că a făcut-o la presiunea prefectului sau pentru că, într-adevăr, există o hotărâre judecătorească care a impus acestei instituții să ia măsuri. Haideți să fim corecți. APM-ul a dat această măsură de suspendare a deciziei în urma unei hotărâri judecătorești. Deci, clar, nu a făcut-o nici la presiunea prefectului, deci, nu a făcut-o nici la presiunea cetățenilor din Slobozia, nu a făcut-o nici la presiunea mass media. În, ca să o luăm treptat, exact ca să mergem la subiectul acesta. În Anul trecut. Ce de la depozitul ecologic au avut un control de la Garda de Mediu București. Știm foarte bine acel control, când au a, mulți au zis bun, nu sunt în cei de la Târgu Jiu de la Garda, au venit de, de la București. Au venit cei de la București și din câte știu, și ceea ce știu eu acum subliniez că știu din discuțiile care le-am avut la nivelul Prefecturii, discuțiile la care Pentru am participat și eu, s-au da, dat 15 măsuri. Din cele 15 măsuri, 14 au fost făcute mai puțin o instalație de biogaz. Operatorul depozitului a spus că acea instalație de biogaz nu au cum să o rezolvă, să o facă în 60 de zile. În termenul care le-a le -a fost de de dat de, de la garda da, de la București. Au trimis în decembrie o adresă la cei de la București prin care le-au solicitat să modifice acel termen din 60 de zile să fie 6 luni. Exact cum și au, luat, au spus că în 6 luni de zile pot să rezolve această problemă. Răspunsul de la București a venit cam după o lună de zile și a fost un răspuns negativ. De ce credeți că au luat o decizie negativă? Nu credeau în buna credință operatorului nu, nu, că poate să-și să construiești. De multe ori, vedeți, avem și anumite legi în România care nu se bat cu realitatea. Legea spune că trebuie să facem 60 de zile. 60 a, zile? Deci, practic, garda de mediu a respectat legea, nu s-a gândit, n-a pus în balanță nimic, nimic exact. decât legea. Și, Corect, spirit. și au spus că 60 de zile. Lucru care nu se poate face. La toate întâlnirile care au fost la nivelul prefectului, cu fostul prefect, inclusiv și cu actualul prefect, la o întâlnire, inclusiv la o, o ședință organizată de Consiliul Județean, au spus, domnule, noi facem, dar nu avem cum să facem în termenul ăsta. asta. Dumnealor au contestat uh, acest termen, au pierdut și atunci Agenția de Mediu a, a luat măsura a care a se impunea ca aceasta se, de a uh, suspendarea, de, suspendarea activității pe șase zile. Deci, practic, ca să înțeleagă toată lumea, uh, lucrurile s-au tranșat uh, urmare a unei hotărâri, hotărâri judecătorești în instanța de judecată. S-a întâmplat să fie acum, uh, dar putea să fie și puțin mai târziu sau puțin mai devreme, devreme în funcție de, uh, de felul decidență. în care se, se derulau lucrurile în instanță. Lucrurile au picat însă ca o mănușă în momentul în care prefectul nou de Gorj a chemat la aceeași masă rotundă reprezentanții sau toți cei implicați în această poveste cu deșeurile. Eu cred că această problemă cu deșeurile nu a picat ca o mănușă deloc. Pe... Pare că prefectul a dat cu pumnul masă, pare, pe... să că... acest lucru și din cauza asta s-a luat măsura, mulți ne de această hotărâre judecătorească Nu, așa este așa. această hotărâre judecătorească, iar pe mine a pus în practică această hotărâre judecătorească Eu nu cred că această decizie, această suspendare a aplicat cu mănuși pentru cineva, deoarece vedem foarte bine de câteva zile Acum vedem, dar uh, la momentul prim... acela a apărut o chestie de aplaudat Bun. Iar eu când spuneam că putem ajuta la lucrurile așa, nu, nu se vor... că sunt avocatul avocatului sau lui Y. Bun. trecem peste etapa asta. Important este că, sau din păcate am ajuns în situația asta, noi trebuie să vedem ce, ce soluții găsim pentru ca acest județ, timp de 3-4 luni de zile cât durează această investiție, să nu rămână îngropat în gunoaie. În Lucru văz... care se poate întâmpla. Păi da, am văzut, de exemplu, că uh, ieri și astăzi au fost un blocaj din punct de vedere al uh, deșeurilor, în multe localități din județul Gorj. Vedem că pentru câteva zile acest uh, blocaj uh, revine, adică se deblochează situația, dar ce facem? Toată lumea, ați văzut, așteaptă acea decizie judecătorească de pe 2 aprilie. Pentru că depozitul a contestat. A contestat da? în instanță și pe dacă pe 2 e... Se judecă mai repede, să zicem. Da, dacă pe 2 aprilie, în funcție de decizia. Se ridică această măsură. Ridică, se duce și la și depozit, Dacă nu se ridică, domnul. Atunci, mai, atunci va fi o mare problemă, pentru că noi, precum Consiliul Județean, am făcut adrese către toate județele limitrofe. Singurul județ care ne-a permis, ne-a deschis o portiță uh, pentru această perioadă, este la Severin. Costurile de depozitare la Severin sunt duble față de Gorj, adăugăm și costul de transport. Practic, vedem după data de 2 aprilie. Și până am... pe 2 aprilie ce facem? Deci care este situația acum, de față? Până Vine operatorul aprilie, și ridică până gunaiele? până n am de... văzut încă mormane de gunoaie. Până, până pe 2 aprilie, până pe 31 martie am văzut, de exemplu, iau cazul în Târgușiu sau în județ, operatorii pentru câteva zile se mai pot descurca în ce se mai pot descurca, nu toate localitățile se pot descurca, dar sunt localități care se pot descurca, ca au acele stații de transfer, le duc în stații de transfer, dar exact cum citeam în declarația domnului primar de la Motru, am stații de transfer, dar în trei zile mi se blochează treaba. Pe pentru că fac. este foarte mult gunoi. Exact. Deci noi avem acum niște soluții de avarie pentru 2-3-4 zile. Am auzit că, se face, că există o platformă la rovinari, nu știu cât este de real. Da, nu există da. o platformă la rovinari. Unde sunt, și platforme, sunt mai multe zone în județ unde sunt astfel de platforme, dar da? se vor ocupa, în, dar câteva se vor ocupa zile. în câteva zile. Și acolo să faci transferul până la Severin sunt niște costuri în plus. De asta vă zic că după 2 aprilie, în cazul în care această suspendare rămâne în vigoare... Situația da, e groasă. Situația va fi destul de dificilă, mai ales că am văzut gestionare. că sunt foarte mulți primari și am avut o discuție cu foarte mulți primari din județ, mai ales din punct de vedere al Adisului. Sunt foarte mulți primari care nu vor să accepte mărirea de, de, de costuri, pentru că sunt costuri foarte ridicate. Am văzut că sunt oameni care spun, a, ah, ce înseamnă 2 lei, nu sunt 2 lei, sunt mai mult de 2 lei. Sunt, știm foarte bine, sunt localități în județul Gorgi, în care oamenii nu au o putere financiară mare. și Pentru, și ei, este pentru un cost ei, și 2 lei ridicat. costă foarte mult. Exact. Practic, după 2 aprilie, avem în stat 2-3-4 zile de soluții de avarie. Dar după 2 aprilie, nu știu ce se va întâmpla din punct de vedere al colectării deșeurilor. pentru că operatorii o să vină către, către consiliile locale cu tarife mărite. Acele tarife trebuie introduse în consiliile locale. Bine, trebuie, trebuie aprobate, de trebuie, aprobate. Locale. trebuie să subliniem și un lucru. Acele tarife vor fi mărite dacă se vor mări. Doar pentru perioada. Respectiv, adică cât Asta, se rezolvă. Poate rest, cu o lună de zile sau poate exact. mai puțin. Depinde cât ce termen poate să dea instanța de judecată. Revenim la Târgu Jiu, Spun și subliniez, m-am uitat cu intenție. La blocuri în toate zonele municipiului Târgu Jiu, este curățenie, gunoaiele se ridică, deci nu o să avem mormanele de gunoi cum le-am văzut la Orșova cu ceva vreme și tot am vorbit înainte de emisiunea de Orșova, adunate pe străzi cel puțin până pe 2? până pe 31 martie. Până văzut, doar pe 31 Pentru că ieri am văzut o declarație în presa actualului adică primar. acum zile, nu face politică. Zile. Deci da. nu, am văzut că sunt unii oameni care se leagă, vor să facă politică din acest subiect. Nu, nu, nu face politică unii din acest speculează. Subiect. Să fie sănătoși. Asta nu este subiect de făcut politică. Când vorbim de zeci de mii de oameni care sunt afectați, afectați, Da? nu mai putem face politică. Aici trebuie să găsim soluții. Am văzut, de exemplu, și în Târgu Juc, că se va ridica cu noi până pe 31 martie. Iar una dintre solicitările la administrație publice locale din Târgu Jiu, și nu doar din Târgu Jiu, și trebuie să subliniez acest lucru, inclusiv din partea Adisului, inclusiv din partea celor din Cărbunești, zona Cărbuneștiului, au solicitat prefecturii să convoace acel comitet pentru situație de urgență. Pentru a găsi o soluție cu privire la gestionarea deșeurilor pe raza județului Gorj datorită acestei situații. Da, nu trebuia să se. Eu vă întreb acum. Eu n-am știut de această hotărâre judecătorească, dar se știa că există un termen de judecată și că se poate da un, o soluție favorabilă sau nefavorabilă. Autoritățile de la nivelul prefecturii, a primărilor, știau de această situație în momentul în care s-a făcut acea masă rotundă? Credeți că știau? Cred că știau. Adică, cred că știau de această situație. Pe de altă parte, v-am spus, inclusiv și avem adrese și tot, inclusiv noi jețean am făcut adrese către județele limitrofe. Și, deci și această a, soluție lucrurile. cu Severinul, până la urmă, tot noi am găsit-o ca administrație județeană. Inclusiv și astăzi am fost sunat de operatori din judești de primare, le-am dat numărul celor de la Severin, le-am spus, vedeți că Acolo uh, se, primește. Se, se primește. Deci, uh, într-un fel, am pregătit puțin terenul. Da? Noi am găsit soluția. Dumneavoastră, da. pentru că ați știut situația, am... că vorbim de dumneavoastră personal, dar mă interesa dacă Prefectura, în momentul în care a făcut această masă rotundă, a pus, nu am fost la această întâlnire, a pus în balanță și faptul că se poate închide depozitul pentru că urma această instanță să se pronunțe nu cred. în acest cred caz. Că, cred că, în afară de mine. Care știați care foarte bine ce, se poate, se, poate ce întâmpla, se poate întâmpla, și deja. Și ați avertizat, dar n-ați fost luat în considerare. Știu și am găsit această soluție cu plenul cu președinte cu domnul vicepreședinte, cu colegii din consiliu. Le-am făcut deja adrese și, uitați că am ajuns în situația asta, le-am prezentat varianta. Deci ați venit cu o da, soluție, am venit pentru o soluție ca timp. dar, pe de altă parte, noi, să nu mă înțelegeți greșit. Noi am venit cu soluția Severin. Dar eu nu pot să mă duc în consiliile locale să le spun la Consugețean Să Na, cum? Noi care. le dăm o deci, variantă o mai variantă. Da, o singură variantă. Bun, mai este situația să mă duc la consilie să le explic. Dar dacă mă duc acolo, iar mă, mă Iar spune că sunteți sunt de partea, a, nu știu, interese pentru. De la, la Severin mă trezesc. Exact. exact. Și atunci mă feresc. Noi am că și despre acest lucru. M-am să săturat, săturat, de fazele astea. Și atunci noi am găsit o variantă cu Severinul. Operatorii le am spus, puteți să mergeți la Severin. Administrații publice locale le-am spus, avem varianta cu Severinul, la mai departe ce ține de tarife, nu poate să meargă lui Popa sau colegii în Consiliul Județean să le spună la primar, votați tarifele care sunt costurile de la Severin. Etapa imediat următoare, că acum este sfârșit de lună și majoritatea primăriilor întrunesc consiliile locale și au ședințe ordinare. Credeți că vor avea timpul necesar sau se vor gândi, vor fi destul de smart încât să-și pregătească proiecte de hotărâre în acest sens, în care să scrie, nu știu, o lună de zile tariful crește pentru că ducem gunoaiele la Severin sau vor fi primari care vor fi depășiți de situație și nu, vor fi luați nu pe nu, prim -acum, nu, primarii nu sunt depășiți de situație. Dar primarii, majoritatea la începutul anului, inclusiv asta a scris în presă, au mărit taxa de salubrizare. Și oamenii spun, domne, cum să merg în fața omului să-i omoresc încă o dată și După but, trei dacă luni. aș mări cu un leu, un, leu, doi zice. Dar practic o dublez și mai pun încă ceva pe lângă. Deci iau cazul cum este pe Adis, avem în momentul de față 16 lei, o să ajungă la 34 de lei. Am văzut că pe Târgu Jiu, în momentul de față e aproape 8,50 50, o să ajungă aproape de 17 lei. Deci primarii, până la, până la urmă, și înțeleg perfect. -a Se pune fă. impostaza omului care stă acolo în... Că știți cum e. Și de asta să înțeleg perfect pe optimarul. mult vacarm în toate consiliile locale din, pentru omul aceste majore. Omul din oraș, de la comună. Nu, nu, nu știu, nu să ia de domnul prefect, nu se ia de lui Popa, nu. Omul de la comună. Se de primar. De, Se la primar. Domn primar, ce faci? De... Eu înțeleg foarte bine pe primar în această situație. Am înțeles. Uh... Vreau să aduc în discuție, spuneam și subliniem faptul că nu încerc să arunc pisica la nimeni în curte și nu încerc să încercăm să facem politică în această, no, în în această emisiune. Această... A fost foarte controversată o declarație a domnului Marcel Romanescu care în situația Slobozia a spus că ceva de genul nu l-interesează cei 5% din populația municipiului, că interesează de restul. A fost foarte blamat la acel moment, dintr-un unghi un punct de vedere era de blamat pentru că până la urmă trebuie să, ne, să se gândească la toți cetățenii municipiului. Dar uite că ajungem în această situație în care ceea ce a spus domnul Marcel Romanescu poate fi aplaudat de restul. Uh, cum vedeți lucrurile? Să, trebuia toată lumea să se uite spre slobozia pentru că cetățenii de acolo sunt afectați sau trebuia să ne gândim în viitor că ajungeam să fim afectați toți. Nu, aici cred că uh, și exprimarea domnului Romanescu cred că a fost o exprimare greșită. Nu nu poți să faci o astfel de exprimare. Aici trebui tratată problema din punctul meu de vedere altfel. Îți îndrepți atenția către cei din slobozia. slobozia fără nicio problemă. Le asculți păsurile și încerci să le rezolvi, dar în același timp stai și pe cap operatorului, sau cum s-a întâmplat în ultima perioadă, să respecte acele teme care și le-a luat. Sau unde Ai. vezi că și operatorul este depășit. Încearcă să-i dai o mână de ajutor, dai ajutor Ca... la ce se și vă dau un, un exemplu. Acum, iar se poate să înțelege că iau Veniți și... Dar în momentul în care... Și au fost ședințe, a fost un prefect. Operatorul a spus clar. Și si de zile, eu nu am cum să fac investiția asta. Eu fac în 6 luni, mi-am angajamentul să deci, ăsta scris. Operatorul a avertizat la rândul lui că, nu poate să facă investiția poate în 6 să... luni. Și că se ajunge la Poate acest la momentul lucru. respectiv, nu știu, fostul prefect trebuia să legătura la București. Dom'le, stați așa cu operatorul, uite, semnează în fața noastră că facem în 6 luni de zile. Hai să găsim o variantă, să nu... De asta vă spun, cred că problema trebuie tratată altfel de decât pentru că uitați. Decât strict lege, respectăm litera legii și atât, fără să ne gândim la ce Pe, urmează. Exact ce spuneți dumneavoastră. Eu am spus, de obicei, mulți oameni se cunosc în astfel de situații. Și acum suntem într-o situație de criză și acum se văd cu adevărat oamenii, cu oamenii, și ceea ce pot să facă. Deci până la urmă profesionalismul aici se vede. V-am spus, ce a ținut de Consiliul Jețean, am ați făcut adrese, ați găsit am găsit o soluție, le-am prezentat o administrație publică din de, aici totul ține de inclusiv cu Severinul, dacă oamenii vor să recunoască. Când s-a suspendat activitatea, am fost sunat de directorul din primărie și mi-a spus lui tu ce soluție ai găsit. Și am spus Severin și le-am le spus circuitul, cum m-am gândit eu. Și imediat au aplicat acest lucru. Dacă vor să recunoască, dacă nu... A, A fost la depozitul de la Severin, ar putea să reziste, să ne suporte gunoiul noi da, pentru o situație de criză mai mare decât 2 să... aprilie și poate încă o lună nu, de zile? ar putea să reziste. Nu, am fost acolo și ar putea. am fost personal și la directorul de acolo, de la acel depozit. Am avut discuții cu lui. Ne-a dat și un program de lucru acel, acelui depozit. Deci am avut discuții cu cei care conduc acel depozit înainte să le spun celor din județul Gorj și am găsit acea variantă. Tariful perceput de ei este de bună credință, adică nu vor să ne jegmănească în momentul în care este vrem un tarif, să ducem. Este un tarif aprobat de consiliul local de acolo, exact cum este și la Târgu Jiu. Nu se... adică este un tarif aprobat de Deci de la publică... fel ar fi putut să spună și Alba Iulia despre noi Corect. că îi jegmănim. Deci, deci este nu, un tarif este... de bună credință, este un... nu este ceva ieșit din comun. Este un tarif aprobat de oameni Care se aplică locală. pentru orice localitate Corect. dacă ar fi în situația noastră. Astăzi îmi spuneați că ați avut o discuție cu prefectul de Gorj încercând să avertizați încă o dată că situația poate scăpa oarecum de sub control și să veniți cu o soluție. Păi nu, în primul rând, fiind în, în, asociația aceasta în Adis, primarii, mi-au spus, mie și domnului președintele al asociației, domnul Tașcu, să mergeți să vorbim și cu domnul prefect. Da, am fost și am vorbit deci aveați cu... răspuns, ați fost mandatat, ca să de, zicem Deci de, de, nu de, de capul primarii Din... Da, Adis. pentru că noi reprezentăm acești oameni care sunt în această asociație. Am fost și am discutat cu domnul prefect despre situația de urgență. Uh, I-am dat. Uh, să nu zic dacă ideea că m-a dus să vorbesc cu domnul prefect să anuleze, nu știu ce să anuleze la depozit. Nu, nu, C nu, ce nu, eu vreau să sublinez... că există o situ... că poate să se să sublinez... o situație de urgență pe gunoi. Eu vreau da? să subliniez toate aspectele astea ca să nu se înțeleagă greșit. Că mai sunt oameni care poate înțeleg greșit. Nu. Am, am fost în numele asociației al primarilor să discut aceste probleme și am dat soluții din alte județe care au avut astfel de situații de urgență din punct de vedere al deșeurilor. Puteți să ne dați și exemple unde au fost Dolju, situații Aradu, de gen... Orșova, de care și am vorbit? Da. De deci, sunt situații în țară în care prefectura, în astfel de situații, a impus o stare, o stare de, urgență, de urgență dând posibilitatea primăriilor... Nu știu, să găsească soluții pentru a plăti costul suplimentar. Să nu mai plătească să oamenii, plătească, da. ci timp de o lună Dar, de zile, sau cât este situația, exact. să completeze și primăria și am de exemplu, la bugetul local. I-am dat exemplu domnului prefect, trei situații din România unde s-a întâmplat acest lucru. La Dorj, în 2019, dacă nu mă înșel, la Rad, în zona Radului, la 10-15 localități, la Orșova, că este, la Orșova a fost stare de alertă foarte mult timp. Da, deci, acolo s-a lungit ajunge... zi... problema. Eu le-am spus, eu le -am spus tuturor, În momentul, totuși am 13 ani de, an, de zile când lucrez în uh, acest uh, domeniu. În 13 ani am trecut prin tot felul de situații, repet, ce am spus și la începutul emisiunii. Știu ce înseamnă un depozit închis, știu ce înseamnă să ai orașele pline de deșeuri, știu ce înseamnă să n-ai colectarea pusă la punct, la punct, din punctul ăsta de vedere, știu ce înseamnă să ai situații de urgență în anumite județe, am trecut prin ele. Nu le-am învățat. Adică le-am învățat de-a lungul timpului. Nu le-am inventat eu. Am văzut și eu pe la alții. Prefectul ce v-a răspuns? Și ce ar nu. implica o situație de urgență? Domnul de prefect a zis că analizează propunerea mea și mâine va da un răspuns pe această propunere. Puteți să ne explicați ce înseamnă această situație de urgență pe teșeuri? Doar de, de, de a da posibilitatea asta primăriilor, primăriilor. să găsească o soluție din punct de vedere financiar. Ca adică să, să nu se trezească mâine că vine curtea de conturi exact, și corect. le impune ca și prejudiciu faptul Eu că am spus... plătit. Exact, exact să exact, deci că... găsească o modalitate. Uh, pentru administrații publice locale. Repet, pe mine, pe mie mă interesează niciun operator, nu mă interesează nimic. Mă interesează unul ca oamenii să nu rămână cu deșeurile în fața porții, iar primarii, ca să văd și dumneavoastră, uh, sunt să adică da. că v-au și pe dumneavoastră da, zeci cu de primari. Da, așa și este, așa este. oamenii primari. sunt nemulțumiți. Și oamenii vin și inclusiv la noi. domne, hai să găsim o soluție. Și atunci intrăm. Cum au făcut cei de la Arad, cum au făcut cei de la, nu știu, de la Bistrina în Săud, de la, la Dolj, și ai zis, uitați, aici s-a întâmplat așa, ai, poate putem face și noi la Gruș la fel, dacă tot am situația asta, destul de nasol Vi se pare că una dintre localitățile cu care ați vorbit este într-o situație mult mai dificilă decât celelalte? Nu, toate, toate locația, au toate aceeași poveste Păi nu, gândiți-vă că toți au cu Severino. dar toți trebuie să-și modifice tarife pentru această perioadă vor fi tarife diferite pe localități adică dacă o localitate este mai departe de Severin pentru că probabil este la da. Bumbești de probabil exemplu, da, pentru că de, costul de deplasare impune și uh, tarifarea transportului da, deci correct. o să fie localități care sunt mai apropiate de Severin, de exemplu Motru, o să aibă un tarif mai mic, de exemplu, de, tra de, de transport, transport și dar rămâne poate... același tarif pentru da. depozitare și o să fie un tarif mult mai ridicat pentru Bumbești care este în de capătul celălalt pentru că este mai departe. Uh, vorbisem cu primarul de la Motru și ați văzut și dumneavoastră declarați în presă, mi se pare foarte echilibrat și uh, din acest punct de vedere. Uh, Mi-a zis că la uh, Motru se depozitează uh, lunar în jur de uh, 250.000 de, de tone no, de Nu 250 lună... de tone lunar, 300 De, de tone. tone, așa. Și că Târgu Jiu ar avea undeva la 1000 de tone. Târgu Jiu are aproximativ uh, 3000 de tone. 3000 de tone. Deci da. nu știa dânsul foarte bine, știa situația de la dânsul în localitate. Cantitățile mi se pare enorme, păi, uh, vorbind vorba... în cifre, știți? Da. Dar nu, vorbind de că există mari capacitate. De, există, la la, la Severin există capacitate, dar revin la declarația domnului primar de la Modru, un primar la fel care a punctat foarte bine. Are o soluție de avarie câteva zile în stație, dar pe mult ce face și dumneavoastră lui că cu măritul tarifelor? Și cred că ați observat toți primarii din acești județi, deci toți primarii din acești județi, i-au cerut domnului prefect să constituie acest comitet de urgență pentru a discuta această Această problemă. problemă. Din acest comitet de urgență, cine ar putea să facă parte? Pe, cred că domnul prefect, pe Consiliul președintele județean, Consiliului Județean, la fel ca și al. Insu, Agenția de Mediu, Garda de Mediu, cred că sunt. Situația de acum, pandemia, COVID, ar impune. Întrunirea unui astfel de, păi, adică ceva cu celeritate vă să dau se un exemplu, și să se ia în discuție această problemă? Păi vă dau un exemplu care chiar zile seamă gândeam la această problemă Să presupunem că pe 2 aprilie, cum am văzut și de mai multe comunități de presă, nu se mărică deșeurile Nu se măresc tarifele sau nu știu ce se întâmplă, nu se mărică deșeurile Avem spitale în județul Gorș. avem În acele spitale avem și bolnavi de covid da, da, și trebuie ridicate da, deșeurile avem de acolo. și bolnavi doar de COVID. Ce fac acele spitale dacă două luni de zile nu ridică nimeni deșeurile? Doamne, iartă-mă, va fi un focar de infecție de, infernal, de asta zic, infernal. Că sunt, sunt măsuri, uh, și am spus-o, în viață trebuie să ieși și măsuri extreme, fără nicio problemă, dar trebuie să ieși și soluții extreme. Pe că noi avem soluția asta extremă luată, dar mai -am departe ne-am blocat... Ne-am împotmolit. Exact. Revenim la depozitul de la Târgu Jiu Cele șase luni de zile credeți că vor fi necesare dacă se va trece peste acea hotărâre Și judecătorească? Să zicem că nu se va da în favoarea nu. Dacă, depozitului Dacă mergem pe ce au declarat cei de la depozitul ecologic La ultima întâlnire cu domnul prefect au spus clar că de la emiterea autorizației de construcție De către primăria municipiului Târgu Jiu să, să se calculeze 11 săptămâni Asta însemna undeva la 1 iunie, cel târziu, -a, această, această instalație fost... de biogaz să funcționeze. Implică costuri foarte ridicate pentru din... depozit, în condițiile în care nu vor mai percepe niciun fel de tarif până pe data de până 1 iunie. Și cum este? Situația asta te suportă consecințele. Știu, eu, eu vă înțeleg că dumneavoastră vreți să spuneți în perioada să nu mai bani. Da, nu mai încasează bani și au o investiție de făcut. Este au, o investiție au mare de în făcut. La fel din ce au, ce au declarat la acele avute, au spus de 4000 de euro. La până la urmă au ajuns în situația Ce asta, o... trebuie să rezolve situația. Este nu o... mai stăm la discuții că dacă au bani sau nu au bani. Au ajuns în situația asta. Așa este. Depozitul de acolo de la, de la Târgu Jiu pare că afectează mai multe localități. Nu este vorba doar de Târgu Jiu. La bălești se face foarte mult apaj pe situația de acolo pe pârâul Iaz care este, ar fi afectat și s-au luat probe de acolo și pe existența unui alt reciclator care vor localnicii să fie închis. Nu știu că și acolo este o problemă cu depozitul, prefer să nu discut. Ai că nu intru în astfel de amănunte. Nu am au văzut, venit să vă spună, primarul de la Bălești nu este în acea, această organizație. Nu inclusiv și încercat. domnul primar de la Bălești, astăzi i-am dat numărul de telefon a celor de la Severin să ia legătura cu dumneavoastră pentru a duce deșeurile La acolo. Severin. Deci Tot. va contacta? Doar pe această problemă legată de depozitare în niciun caz și de problema pe care o cu... au în localitate Am discutat l am dat și acea problemă, am înțeles că se încearcă relocarea acelui depozit din zona respectivă de lângă acel bloc Dar în momentul de față v-am spus, toți primarii din județ ne sună cu această, cu această problemă. problemă legată de Și lupă. repet, soluția noi o avem, Severinu, nici. am găsit soluția aceasta pentru moment la toată lumea spune de costuri, că sunt foarte mari, care afectează populația, că sunt consiliere locale exact, sau care nu vor vota vreo această mărire. Aici, este, aici este Aici blocaj. poate să fie un blocaj. Da. Cei de la Alba Iulia care veneau și depozitau aici la depozitul de la Târgu Jiu vor putea ridica pretenții pentru că depozitul Sincer, meu... nu mă interesează. Că depozitul nu face Sincer nu mă interesează, pe păi, mine mă interesează județul Gorj și mă interesează județul Alba. Nu, mă interesează dacă lucrurile s-ar putea răsfrânge nu asupra polua poluatorului, nu asupra depozitului, mă scuzați, ci asupra municipalității. Adică Sincer nu cred. De, uh, de Alba vrea să vină nu. să depoziteze, ăștia de aici, spun nu că s-a închis. Și Alba vine și zice, ok, voi ați încălcat contractul, trebuie să îmi plătiți atât sincer, și Polarii se împotriva municipalității să-i plătească daunul. Sincer daură. nu cred, dar repet, nu mai județul Alba, primul mai județul Gorj. Noi trebuie să ne rezolvăm problema în județul Gorj. Așa este. Da, la... este o problemă în lanț. Deci s-a creat o problemă în lanț și de asta pentru -am spus, altă comunitate. în momentul în care, Bine, dacă să primim așa cum spuneți dumneavoastră, haideți puțin să intru în jocul cu dumneavoastră puțin. Da, vreau să văd uh, de decizie, toată, toată dacă problema dacă să intru puțin în jocul acesta, dar ies repede din, el. Da. Uh, prin această decizie, datorită unui hotărâși de cătorești, Practic sunt afectate, afectate? două județe. Păi eu asta spun. Da? Noi ne vedem doar ale noastre, dar trebuie să ne ridicăm puțin mai sus și să privim de sus. Deci este afectat și județul Alba și mai era o situație de la Mehedin că veneau mașinile, aia nu este clarificată. Bun, a, a, ce știu eu despre mașini, că am fost acuzat și de, cu acele mașini. A, acea firmă de la Severin are contract cu șapte localități din județul Gorj. Conform contractului care le are încheiat, l-au încheiat cu aceste primării, vin, ia deșeurile, le duc la Sevin, le sortează și ce rămâne aduce la Târgu Jiu. Atâta ce știu eu și ce am spus-o mereu. Și am văzut și acele contracte. Deci atât. Uh, firma Supercom, care uh, asigura selectarea gunoiului sau așa, în fine, nu, un serviciu de calitate, din ce am înțeles de la primari, care sunt foarte mulțumiți de contractele făcute, va fi afectată în perioada asta? Tot asta... județul este afectat, nu doar această firmă. adică firma greșe. ce va face în perioada asta? Asta întreb. Păi o zi, două, au o soluție la o stație de transfer. Așa, și după, după aceea tot ei vor fi cei care vor căra noi vă, lua la, Severin. Normal, la Severin, Deci tot ei vor face Dar acest serviciu. Spus, acestea lucrurile vorbim pentru 2-3-4 zile maxim. Noi trebuie să ne gândim că iar o spun cum am spus acum două, două luni jumate și iar o să mă înjure lumea. Noi, gă, noi, știți cum? Uh, tipic nou. Noi găsim soluții de pe o zi pe alta. Noi acum ne gândim până pe 2 aprilie cu gândul că instanța va fi da, favorabilă exact. nouă. Dar eu mi-e place să privesc lucrurile din, din două sensuri. Dacă instanța nu va fi favorabilă, sau dacă instanța va fi favorabilă. Da, eu cred că pentru asta trebuie să se întrunească acest comitet ca urgență. să pună în balanță ambele situații. Exact. Băi, dacă instanța dă pentru Corect. avem situația asta, ca dacă o dă contra, Vezi? ce ne facem? Că noi așa rezolvăm până pe 31 martie, mă ridicăm 2-3 zile, ajungem pe 31 martie și ar ne, ne dați pe la televizor. Ce se întâmplă? Noi Așa trebuie aia. să vedem ce se să într-un fel este bine să se constituie acest comitet de urgență. Să se, exact cum a spus dumneavoastră, să se discute. Bun, dacă pe doi instanța stabilește să se suspende această decizie a PM-ului, atunci s-a rezolvat problema și ducem la Târgu Jiu, în cazul în care nu, nu ce facem de-a doua zi? Suntem într-o adevărată criză a gunoiului. Corect, ce facem de-a doua zi? Eu zic că acest comitet trebuia să se întrunească înainte ca instanța să dea această decizie, eu așa zic, Inclusive pentru noi că trebuiau să pună Adis, în balanță cele două situații inclus, și atunci Inclusiv noi, Adis am făcut, pe lângă celelalte primării din județ, am făcut și noi o solicitare către prefectură să constituie acest comitet de urgență Repet, nu, ne, nu mergem pe ideea să se suspende sau ce se transmite prin presă Vrem să se întâlnească acest comitet de urgență pentru a găsi o soluție pentru administrație publice locale care sunt afectate, exact cum spuneați și dumneavoastră, în momentul de față, nu vorbim doar de municipiul Târgu Jiu, nu vorbim doar de municipiul X sau orașul Y, vorbim de tot, de tot județul, județul. Gorj. Situația din Slobozia acum, pentru că depozitul nu mai lucrează, să zicem, este aceeași? Adică? E, eu sunt, eu am atâta văzut, timp când nu există această stație de biogaz? Eu am văzut că situația este aceeași sau sunt seri și seri. Deci, practic, nici închiderea depozitului nu a ajutat nu ajută această comunitate. Foarte Asta mult Asta Comunitate. Deci, am văzut din postări care le-au dumnealor că se mai simte miros, mai îmi și mie mesaje. Deci, practic, pentru că acolo încă, făcându-se aceste investiții în biogaz, făcându-se, nu știu, lucrări pe la stația de purare, tot se lucrează în depozit pentru a îndeplini aceste măsuri. Deci mă mirosul nu a dispărut. Nu nu a dispărut. Uh, care va fi viața acestui depozit dacă se va conforma normelor de mediu, pentru câți ani era gândită această poveste? Păi, din câte știu, această, acefă, acest depozit a fost gândit pentru 40 de ani. De Și au trecut 10? De, au trecut. S-a dat drumul în 2009, 7? a intrat 9. prima mașină, în mai 2009. Și acum suntem în 2021, deci 12 ani. 12 ani. Deci mai are o durată de viață de, de, viață de, 18, ani. de 18 ani. Așa a fost făcut proiectul inițial. M-ați întrebat, v-am răspuns la întrebare. Da, Unii pentru că rejura. chiar și acest lucru trebuie luat în calcul de autorități, pentru că 18 ani trec și dacă noi nu avem un plan o, B... Poate pe viitor, în perioada următoare, se va gândi relocarea acestui depozit. Dar iar la fel, relocarea acestui depozit, am văzut că sunt oameni politici care bat din palme și îl mută peste noapte. Da, se gândeau, luaseră în calcul ceva, în fine, am auzit foarte multe variante aici în studio, de Poate a de a până, se muda vedeți, la la... facem într-o carieră. Nu facem un minut politică. Poate de multe ori, din de punct vedere de politic, de asta am pierdut, că am cam spus adevărul când trebuia să spun adevărul. Era mai ușor așa să o dați pe după cirești. Mai pot să o dau da? și eu pe după cirești, ca un politic să spună da, îl mutăm, batem din palme, mâine... Nu, mai bine spun omului în față, domnule, nu se poate să muzbeze noapte, dacă găsim o variantă să-l relocăm... Nu în niciun caz, au pentru fost că politice, alea rămân Au fost politicieni care au fost rămâne peste noapte. Da? Nu cred că e posibil. Dar le-am spus-o și la oameni când am fost și la, pe Zlobozia. Bun, luăm în calcul o relocare a, -a sa. A -sa păi dar, și ce înseamnă relocare? Să iei Hai că îl închizi pe ăsta, Deșeurile rămân aceea, că n-ai cum să cazi deșeurile. Aia vreau să spun. de deci, ce deșeurile, deșeurile, deșeurile rămân acolo. Da, 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 te duci și faci în altă parte, de la zero, de parte de locuințe, de tot. Dar o astfel de investiție durează cel enorm. puțin 3-4 ani de zile. Durează, Până... Timp durează, bani durează. Bani. în primul rând trebuie să găsești locația. Pe să pe urmă să faci studiul tot de impact, de, comunica. de fezabilitate, tot ce ține. Pe urmă să găsești fondurile, să faci construcția, deci să cel puțin 3-4 ani de zile. N-ai cum să-l mulți peste noapte sau cel în următorul an de zile nu se poate face așa ceva. Într-o campanie electorală îl muți rapid din gură. Nu, ca să, eu am preferat-o timpul să și fie. în campania electorală, mai bine să spui adevărul oamenilor să știi la ce să se aștepte, decât să le spui că le faci 10 parcări într-o săptămână și de fapt să nu le faci într-un mandat. Câte bă, din astea spații de depozitare mai sunt acolo? Am înțeles că sunt două, al doilea este ocupat, cum mi se spune? Uh, celulă, celula 1 este așa, închisă. Nu iar cuvinte. celula a din câte am vorbit cu operatorul, ar mai putea să funcționeze încă un an de zile încă un an de zile și ar mai fi câte celule? Încă care... a treia celule care am înțeles că au autorizație de construcție să o facă lângă celula numărul 2 încă, și încă trei celule deasupra. Sunt șase deci celule în total. vor fi șase celule. Asta în cei 40 de ani de funcționare, Așa a fost cum a fost gândit? De... A fost gândit Așa da? a fost gândit proiectul și, repet, acest proiect nu a fost gândit, că am văzut iar și lucrul ăsta, că proiectul a fost gândit de lui Popa. Nu a fost gândit de lui Popa, că lui Popa e de devine, nu. Eu am fost acolo, da, am fost acolo, dar... Am, când, când firma unde lucram înainte, a cumpărat acest depozit, nu a făcut Nu l-a făcut Polaris, nu. ca să înțeleagă lumea nu foarte -a făcut bine, Polaris. a fost o altă firmă care a inițiat această afacere Pare. pe care a vândut-o pe parcurs. Eu eram foarte curioasă de ce cei de la Polaris sunt destul de, să zicem, lipsiți de transparență acum în ultimii ani, în ceea ce privește situația de acolo și faptul că, totuși, autoritatea municipală a avea ocazia să se ducă și să verifice periodic sunt netransparenți cu noi presa, să zicem, sau cu uh, cetățenii de acolo care ar fi vrut să intre pe acolo cum Sincer... când și cum vreau dânsi. Dar faptul că municipalitatea putea să se ducă și să, și să facă aceste verificări, eu cred că nu le-a făcut, nu le-au făcut, nu, nu au știut că puteau să le facă. Sincer, nu comentez acest lucru. Eu știu că pe perioada cât am fost eu acolo director, administrația publică locală, venea din când în când se antreple, să da? Știți. Și dacă ne aducem bine aminte, cred, se că, comunica, cred da. că presa niciodată n-a avut ușa închisă. Asta vă spun, am spus-o, am subliniat în a Și am zis în Consiliul la mie, deci tot timpul presa a avut acces în acel depozit. Am făcut și conferințe de presă. Nici nu erau probleme atunci. Nu, știu, dar -a, -a tot compa. timpul a lăsat, pre... ați văzut, a fost transparență la acest capitol. Eu zic că tot aici domnul Adrian Tudor sublinea faptul că de ce cei de la primărie nu s-au dus să verifice situația, fiind singurii care, în afară organismelor de control, care puteau să verifice situația de eu acolo. Cred că... Eu m-am gândit că poate nu sunt oameni de specialitate. Adică dacă trimiți un inspector de la Finanțe, normal că are de unde să știe omul ce e acolo, că se nu știu, uită eu ca curcam că... crăci. E mai bine mă ma deci erau oameni, cred eu, care puteau să verifice această situație. Înainte de misiune, am văzut că Garda de Mediu a ieșit și a comunicat, a făcut un comunicat de presă. Nu APM-ul, nu am văzut un comunicat al APM-ului, încerc să-l găsesc. Garda de Mediu gorj, în care încerca să explice și dânșii uh, situația uh, în cauză. Și asta pentru că uh, Garda de Mediu, într-adevăr, a aplicat o sumedenie de amenzi acestui depozit, care amenzi nu știu pe cine au mult. Păi apropo și de garda de mediu, că am văzut și eu acel uh, comunicat, uh, inclusiv acolo se descrie cum s-a ajuns la suspendarea acestei, acestui uh, depozit. Uh, au spus și ce amenzi au dat cel puțin în ultimul an de zile depozitului. Și inclusiv dumneavoastră a spus că singura măsură de este această stație de biogaz, care, repet, inclusiv eu am spus-o că în două luni de zile nu acum se poate realiza. Deci ziceți că nu se poate realiza. Eu, eu totuși trăiesc cu speranța că poate în următoarele șase luni, dacă nu, situația. Nu, nu, nu. A, a, a în cele două, două luni, luni. Atunci, da. dar, dar, dacă era șase luni de zile de la început, se putea face în șase luni. Dar se putea. De exemplu, există disponibilitate, da. există bani, există tot ce trebuie, în așa bani fel încât... Ține de operatorul, nu știu mă știu în momentul în care... Dar zic în momentul în care ieși și spui, dacă aveam, ne dați șase luni de zile, te teoretic, trebuia să existe și banii respectivi. Mă uitam pe, pe comunicatul de presă, în și ne anunță că suspendarea autorizației integrale de mediu pentru depozit a intrat în vigoare de pe data de 23, de la această dată până la eliminarea cauzelor, depozitul deținut de Polaris Mediu SRL și va suspenda activitatea pentru o perioadă de maxim 6 luni. Asta evident, depinde da, de sentința judecătorească de pe doi, dacă se va întâmpla acest lucru. Operatorul economic care exploatează depozitul s-a angajat să finalizeze lucrările de diminuare a disconfortului olfactiv în maxim 11 săptămâni exact. Eu eram curioasă dacă acest lucru se va întâmpla uh, și dacă uh, instanța va fi favorabilă depozitului nu, Indiferent de, de ce va da instanța ei trebuie să realizeze această instalație de biogaz în 11 15 de Deci trebuie nu, să o fac, facă numai la... că numai faptul că, că gata, nu, nu, nu. ne reluăm activitatea și avem treabă. Trebuie să facă această instalație de biogaz. Dar ce înseamnă această instalație? Că eu mă gândesc că este un aparat care trage. Sau de obicei, în un... toate bio... depozitele ecologice, ecolo conforme, ca să nu mai că am fă, am Toată mai fost... lumea ne ceartă că da? zicem ecologice. depozitele conforme, da. În momentul în care se, se pune deșeu într-o celulă, sunt și captatoare de gaze. Exact cum se întâmplă pe celula numărul 1. Și asta cum arată? Deci este un aparat. De nu, mare Sunt proporții. niște țevi băgate în gunoi și acelea la un moment dat le ridici și care cu... Ca un fel de coș de. Exact, și pe acelea le trebuie. Să le, cum, de exemplu, cum am făcut pe celula numărul 1 pe fiecare dată, cu cât se înalță bunul, cu atât se înalță și acele... Deci, practic, da. Vin niște... Și la un moment dat, acele țevi trebuie să le legi între ele, să le treci printr-o instanță de biogaz pentru a arde acest gaz care se emană... Și ziceți din... că pe celula numărul 1 s-a făcut, pe celula numărul 2 nu s-a înălțat din chestiunea câte știu, și, asta? și, am văzut și în presă și la, chiar am văzut acum câteva zile la dumneavoastră niște materiale, am văzut că și pe celălalt doi s-au pus acele, pus acele. De Și gastare. totuși nu fac față. Nu, trebuie, pentru că instalația trebuie completată cap-coadă. Adică ce trebuie completată legătura cu. Acea cu... cu Ați văzut că s-a făcut foarte mult tapaj cu acea invenție, mai avem 5 minute, ne spun colegii, cu acea invenție a domnului Hornets care ar putea să transforme, îi credeți în așa ceva, se poate, Bun, la cantitatea eu văzut, de noi care știu, este. Eu, la am noi? am avut o discuție cu domnul Hornets domnului care a făcut această invenție. Dumnealui se axează foarte mult pe orașele care au termoficare. Noi nu, avem, nu mai avem termoficare în Târgu Jiu. Da. Singurul, singurul, oraș unde, s-a putea implementa acel Mot. proiect ese este la Motru. Și eventual, dacă se poate implementa la Motru, la un moment dat toate deșeurile să meargă Dar Ar acolo. fi excelent da? Dar în momentul de... se consume deșeurile Chiar acolo. am avut o discuție la Consiliul Județean pe tema aceasta și i am spus Domnului profesor, să aibă în vedere că Gorjul, în afară de zona Motru, nu are termoficare, nu are termoficare. și dacă este să găsească o soluție, poate pentru Motru și toate deșeurile să ajungă la ardere pentru a da căldură în Motru. În Târgu Jiu iau cazul, un alt fel de sistem, momentul de față sau în alte zone din județ nu ar merge pentru că nu mai avem acea termoficare. Nu mai avem, dar dacă s-ar face, de C exemplu, ar fi lângă, nu știu, pentru cartierul Slobozia, de exemplu, de ce nu? Să se încălzească o grădiniță sau o școală nu, sau ceva În momentul aduci în care duci toate deșeurile în această instalație, trebuie să dai mai mult de o școală sau o grădiniță Adică ar face față la mult mai mult, mult, mult decât, decât la niște corect. instituții exact, exact. așa. Deci ar fi totuși un lucru bun, deci, dar acolo, pentru mod deci pentru, Și repet, acea investi soluție este o soluție ok. Am văzut că a avut discuții și la Bacău, a avut și la Timișoara deci a avut, Dacă știți cum, a orice avut discuții... lucruri bune care vin, par așa totdeauna se pune ceva în balanță că vai că afacere, că vai că interese, no, știți moment. cum e. Noi no, suntem moment. cei cu interesele și cu nu știu ce no, Deci se poate, se poate, se implementa. poate Dar vă, vă repet, pentru pentru zonele în care există, încă mai este termoficare. Vă mai citesc ceva din comunicat, mai avem foarte puțin timp din emisiune. Spune că deci decizia luată survine ca urmare a nemulțumirii locuitorilor din cartierul Slobozia, care au sesizat în repetate rânduri disconfortul olfactiv, știm cu toții. Deși în ultimii doi ani, asta este important, Garda de Mediu a efectuat 28 de controle la acest operator, în timpul cărora a aplicat sancțiuni în valoare de 495.000 de lei și a trasat mai multe măsuri de conformare. Acest acestea nu au fost realizate în integralitatea lor. Deci s-au dat amenzi de aproape 5 miliarde. De, corect, foarte au dat... mult. Foarte, foarte mult. Au, pentru... au, au constatat uh, aceste nereguli? Nu, dar știți cum? Deci, uh, Hai să zicem că au fost și alte nereguli care, uite, până la urmă s-au rezolvat. Dar dacă ziceți că totul ține de o țeavă care trebuie păi, înălțată are să, are și să legată și, de să niște... Și, să privim și partea bunului a lucrurilor. Bun, partea rea este că județul este cum este în momentul de față. Partea bună a lucrurilor este că, datorită acestor proteste ale oamenilor și, da, și, și controle, da, deci ce ține, s-au, pus acele biofiltre pe acele catatoare de gaze, s-a mai adus o stație de purare în plus în depozitul ecologic, s-au Acum s-au mai mișcat lucrurile din punct de vedere acelor investiții care se fac în momentul de față. Dar, încă o dată, subliniez această decizie, această închidere ne afectează în momentul de față pe toți. Pe toți. Tre tre gândit altfel. Dar știți că și cei din Slobozia ziceau că gunoiul de acolo nu îi afectează doar pe ei, ci ne afectează pe toți. Așa că, într-un fel sau altul, plătim toți și intrăm toți în aceeași oală. Uh, lucr lucrările efectuate de operator până în prezent nu au condus la diminuarea disconfortului olf olf olfactiv, asta se vede din teren. În noiembrie 2020, Comisariatul General, împreună cu Comisariatul din Gorj, a efectuat acel control de da. bun de care spuneți dumneavoastră, în urma căruia s-a stabilit un set de măsuri privind obligarea operatorului la captarea gazelor de depozit și Eze. arderea lor centralizată. Ați spus și acest lucru. Uh, deoarece aspectele constatate de către echipa de control au constituit abateri față de autorizația de mediu a fost trimis o notificare către APM cu privire la, la nerespectarea autorizației integrale. Așa? Ulterior APM a transmis operatorului Polaris o notificare prealabilă cu termen de rezolvare a neconformităților în 60 de zile exact. întrucât în timpul verificărilor comisarii au constatat că nici de această dată n-au fost duse la în îndeplinire măsurile stabilite de da? au decis suspendarea autorizației de mediu pentru o perioadă de 6 Luni. Agenția pentru Protecția Mediului a comunicat această decizie tuturor factorilor implicați, însemnând autorități locale, încât autoritățile locale să poată face demersul pentru soluționarea... Deci, practic, am vorbit toată emisiunea, mi-ați confirmat... în acest comunicat. Eu încercam să... să oarecum să punem și punctul de vedere a celor implicați nu doar al dumneavoastră față de această situație Garda Națională de Mediu și exprimă întreaga disponibilitate de a pune la dispoziție autorităților datele necesare, expertiză, sprijin așa pentru a rezolva și spune comisariatul județean va monitoriza starea de salubritate a localităților de pe raza județului, deci în același timp Asta... monitorizează dar poate să se ducă și să amendeze săraca primărie că stă cu deci, într-un fel, forțează și mâna autorităților să grăbească o soluție, pentru că, în același timp, Garda de Mediu Singura are o, pri -o în priorități să fie curățenie în localități. Susțin acest lucru. Singura soluție în momentul de față este constituirea acestui convocarea acestui comitet de urgență și acolo discutat ce soluții putem avea în perioada următoare. Nu doar pentru cele 2, 3, 4, 5 zile pe care am găsit soluțiile rapide acum. Trebuie să vedem de pe 2 aprilie încolo, în ce funcție se ce se întâmplă. Avem varianta să se anuleze decizia APM, ducem în continuare la uh, acest depozit, dar depozitul, subliniez, în această perioadă să-și facă treaba. Corect? Pentru o subliniez, să se conformeze da? și să facă această instalație. Deci o subliniez. Ori varianta ca uh, instanța să spună să, să nu, că rămâne valabilă de aș, uh, această decizie, atunci trebuie să știm clar ce vom face de a doua zi, dacă se aprobă tarife. Nu se aprobă tarife. Populația ce supo adică trebuie să avem clar o viziune Și trebuie să ne acoperim de acte înainte de orice Adică nu doar să avem o viziune Știu ci că să este să și vorba găsim, aia că mă... trebuie să ne acoperim de acte Dar până să ne acoperim de acte Haideți să ne uităm la cetățenii care sunt afectați. Și de să nu ne acoperim de gunoi. Da. Vă mulțumesc, domnule Popa, mulțumesc pentru felul în care ați explicat uh, situația aici. Cred că mai clar de atât nici că nu se putea. Eu am înțeles, sunt convinsă că și cei de acasă au înțeles. Dincolo de uh, faptul că nu ne dorim să fie gunoaie și că uh, înțelegem situația din slobozia, trebuie să realizăm că avem o situație cu care ne confruntăm toți. Toți, toți pentru unul, unul pentru toți. Așteptăm, în schimb, măsuri de la autorități. Așteptăm ca Prefectura să se implice, să întrunească acest comitet, cum spune domnul Popa, și să găsească cele mai bune soluții pentru ca această criză a gunoiului din județul Gorj să nu se accentueze. Mulțumesc pentru atenție celor care ne-au privit de acasă. Noapte liniștită!